Ce veți face cu parcurile retrocedate? Circa 30 de hectare din parcurile bucureștene au fost retrocedate. În unele se construiește, în Parcul Lumea Copiilor, Parcul Tineretului, în altele sunt proiecte imobiliare. Care e soluția dumneavoastră pentru această problemă? Și de unde veți face rost de bani în cazul în care doriți să expropiați aceste terenuri? Nu știu, de unde să fac rost de bani ca să expropiez aceste terenuri. Adică, este o roadă de sume foarte mari. Tocmai de aceea. Adică nu vă dau... Știți, m-am uitat pe programul altor candidați. Și ce scrie acolo? Răscumpărarea terenilor din parcuri retrocedate. Frumos. Dar cu ce bani? Și eu aș vrea să fac chestia asta, da? Ele sunt foarte, foarte importante. Cel puțin respectăm nu vor avea aviz de construcție acolo. Ok. Intră în parc cu taxe, treaba lor ce fac. Da? Vă trebuie să găsesc altă soluție, dar nu se va construi în acele pe spațiile verzi. Disciplina în construcție, aplicarea legii care deja există. Bine, avem deja cazul Constanța, nu cred că poate cineva garanta asta, în care a fost o hotărâre judecătorească, în care primăria a fost obligată să aprobe construcții pe spațiul verzi. Știu cazul. În parcul Bordei. Da. Ok, deci nu aveți o soluție pentru parcuri deocamdată. Ba da, am o soluție. Care? Știți că există foarte multe zone industriale care sunt făcute de comuni și care sunt chiar în cartiere? Da. Așa vor fi transformate în parcuri. Sunt proprietate privată. Cerebra privatizare. Dar cât costă să răscumperi un parc foarte central și cât costă, de exemplu, ca să împreună să găsești soluții pe partea public-privat de a igieniza Bucureștiul pe astfel de... Sunt zone foarte, foarte multe în București industriale care pot fi redate și bucate în circuitul comercial și al spațiilor verzi. Ele sunt cumpărate de... Adică au fost privatizate, au ajuns în mâna unor investitori care dezvoltă de obicei ansambluri rezidențiale pe aceste terenuri. Nu cred că doresc să facă parc sau nu știu. Credeți că vor dori să facă parc? Nu toate. Unele mai sunt în zona companiilor de stat, unele sunt foarte multe. Nu avem cadastru general pe București. Foarte multe vă garantez că astfel de zone sunt în proprietatea primăriei. Nu să știți că primăria habar n-are ce inventare în propria curte și ce terenuri are și multe dintre ele sunt în paragină. Știți acest lucru? Am vorbit iarăși cu experți din Ministerul Dezvoltării care cer primăriei să facă lucrul ăsta și nu l-au făcut. Primăria nu știe acum când întreb, domnule, asta e a ta sau a cuie? Îi va fi foarte greu să-mi răspundă. Este o mare restanță a primăriei capitalei cadastru. Au fost identificate niște terenuri în cadastru verde care sunt într-adevăr lăsate în paragină și nu s-a făcut nimic. Exact. Tot. Deci începem cu asta. Mergem de acolo de unde ne permite. Care ar fi soluția pentru reducerea poluării? Noi avem declanșată procedură de infringement pe PM10, adică pe praf în limbaj popular. Nu se mai poate trăi așa. Ne mor copiii, se îmbolnăvesc de plămân. Noi nu poți să deschizi geam dacă ți intre și apamentul în casă. Țineți minte, mai devreme v-am vorbit exact de cum facem să scoatem mașinile din oraș. Da? Și într-un mod stimulativ. Aceasta ar fi una dintre soluții. Aceasta ar fi una dintre soluții. Iar hârburile, îmi pare rău, e plin Bucureștiul de hârburi. Nu se aplică legea. Uitați-vă câte mașini sunt și mergi prin oraș și vezi că pleacă unul la semafor și te-a negrit. Da? Aplicăm legea. Adică trebuie să fim foarte... Nu vreau să mă duc un mesaj populist aici. Oamenii trebuie să înțeleagă. Respirăm, ne îmbolnăvim de cancer. Oamenii trebuie să înțeleagă lucrul ăsta, că este pe binele lor. Calitatea vieții noastre, bugetul pe sănătate, are directă legătură. De-aia am făcut la început legătura între politici urbane și politici de sănătate publică. Da? Sunt foarte, foarte importante. Aplicăm legea. Noi în parc cu auto. Taxe mai mari pentru hârburi. Asta e. Da. Mai întrebat. Vă rog. Îmi permiteți să și visez sper să-mi văd toată visul cu ochii. Vă rog. Am fost de curând la Amsterdam. Am mers prin cartiere. Am vizitat eu centru acolo prin canale, dar am vrut special să mă duc în cartiere. În cartierele, nu din centru, cele mărginașe. Special mi-am căutat acolo cazare în cartiere ca să văd viața urbană din cartiere. Dumnezeu, aveau mașini electrice băgate în priză în cartier. Adică nu la benzerie sau undeva, ci în cartier, în spatele blocului. Da.
Ăștia pot să facă o astfel de infrastructură. Bine, și au și autobuze pe biogaz, au și autobuze electrice. Și asta e prioritate de finanțare la nivel european și da, numai din fonduri care nu sunt nou alocate. Sunt și orașe în țară care au accesat deja fonduri europene, cel puțin pentru transportul public. Deci dați-mi voie să visez și pentru București și sper să învăț și visul cu ochii împliniți la un moment dat. Acum, ca să ajungem așa brusc în realitate din acest visos frumos, aș vrea să vă întreb de bugetul municipalității. Bugetul municipalității, cel puțin în prezent, este de circa 4 miliarde de lei, dintre care 25% se duce pe subvenția la RADET și la RATB. Exact. Iar pentru investiții în infrastructură mai rămâne undeva în jur de 400 de milioane de lei. Cum aveți de gând să aduceți mai mulți bani și cum ați reîmpărți bugetul dacă ați fi primar general? Am discutat despre ATB, despre soluții de eficientizare, discutat despre LCEN și despre... Nu strig despre buget, strig de bani vorbim acum. O să rămână bani după ce aplic ce am de aplicat inclusiv de aici, de la RATB și de la RADET, da? În ceea ce privește bani, eu mai vin cu o cifră, scuze, e din burtă și e bazată pe un sentiment personal și m-am și bazat pe evidențele care au fost publicate inclusiv de Curtea de Conturi pe achiziții. Bugetele, bani sunt, ne trebuie integritate și minte, da? Bani sunt, se fură. Deci, când v-am zis de 310 lei crizantema, nu a fost o cifră scoasă din burtă. Eu nu cunosc, am este... scris despre acel raport al Curții de Conturi. Este... Știu că am fost articolul dumneavoastră, da? Nu v-am zis din burtă. Dom'le, să fim serioși. Da? Cât se sifonează din bugetul ăsta? Concret, cât ați dat pentru subvențiile pentru cele două regii? Să zicem că sunteți mâine primar general. Și cât bani ați dat pentru investiții? Pe mine asta mă interesează. Pentru mine investițiile sunt importante. Nu pot să vă zic exact cifra. Aici e vorba de calcule foarte, foarte tehnice și trebuie să avem și justiția socială în vedere și dăm diferențiat. Da. De aceea mi-e greu să vin cu o singură cifră, ci pot să vin ulterior după ce ne uităm la indicatori sociali și de locuire. Atunci spuneți-mi măcar cum veți aduce bani. Investițiile sunt cele mai importante. La bugetul primăriei. Am zis deja, fonduri europene, dom'le, câți bani pierdem noi acum din regiunea București-Ilfov, că nu s-au cheltuit banii și pe acele fonduri pe care le-am accesat, da? Pierdem foarte mulți bani. În primul rând îmi propun o absorție de 95% din fondurile europene dedicate București-Ilfov, unde intensitatea financiară, atenție, e destul de mică, doar 80%, nu e ca în țară mai mare, dar pe astea îmi propun aproape de 100%. Dacă e iluzoriu cineva să-și propună 100%. Vin cu indicator foarte crescut, 95%. Da? 2. Aducem bani de la Banca Europeană de Investiții și de la Comisia Europeană pe celelalte programe care stă adiacente pe transport, zone urbane și mediu. Da? Îi spun Guvernului României că trebuie să se implice ca să punem capitala pe baze solide și să se implice și financiar. Și eficientizăm activitatea economică a tuturor celorlalte regii care au diferite servicii publice, despre cum am vorbit RADET și RATB. Și pentru sectorul privat? Îmi pare că vorbim abia la sfârșit la sectorul privat, pentru că sectorul privat e foarte important pentru mine, cred în libertatea economică, inițiativă. Sectorul privat este prezent în București și mă bucur lucrul acesta. Zona de nord a capitalei, unde avem foarte multe corporații, avem foarte mulți oameni. Bine, fericire zona în care se sufocă, pentru că n-au pe unde să ajungă oamenii la muncă. Exact, doamne, au venit banii, avem industrie creative în București. Concret, ce faceți pentru oamenii ăștia? Hai să vă dau un exemplu concret, că discutam cu un arhitect de curând și are iar legătură cu ce ziceam mai devreme de baze administrative unice. Acum, bugetul capitalei este la 6 sectoare. Are două bucăți, da? Are bucata centrală de la primăria Bucureștiului și bucata cealaltă de la tot jumătate aproximativ la primările de sector împărțit, da? Acum ăștia fac achiziții la sectoare și fiecare își ia ce bănci vrea, ce stâlpișori vrea, ce mobilier stradal vrea, da? Cum vrea el. Și toți vin cu astfel de materiale din import. Da? Ei, eu aș face niște standarde de urbanism, atenție, de urbanism. Dom'le, vreau să am și un specific local. Și nu mai fac achiziția la fiecare sector, ci o fac la nivel de primăria capitalei. Da? Deci scalez în sus.
astfel încât toate aceste produse să fie mult mai ieftine. Și decât să le import din China, ele pot fi dezvoltate local. Și astfel impulsionez industria creativă pe zona de urbanism și arhitectură și de creație, pentru că ăla din China nu va putea, el produce în masă, da? Produce ce are el acolo de produs. Nu va putea să vină cu soluții pentru mine. Și ce de pe plan local vor putea să vină cu astfel de soluții pentru mine? Da? Va fi și mai ieftin, dinamizez sectorul local de industrii creative și piața locală și banii nu mai se duc în China, rămân în București. Vă anunț că la anul, când voi avea bani de achiziții pentru mobilier stradal, va fi, așa va arăta mobilierul stradal, numai așa îl veți putea produce. Și din China nu va mai produce pentru mine, ci îl vor produce local. Da? Chestiuni concrete. Am înțeles. Ajungem iarăși la o problemă spinoasă. Ce facem cu mașinile parcate pe trotuar? Am zis cumva că le scot pe astea din centru. Bine, le scoateți cum? Că... Mi-am zis parcări intermodal, free park așa. And ride. Deci să vină mai puține mașini în oraș. Să vină mai puține mașini în oraș. Și cu alea care sunt parcate pe trotuar, în special în cartierele dormitor, cum spuneți dumneavoastră în drumul Taberei. Da, aici vreau să ajung cu soluția. Eu ca primar general, dacă mă întrebați ce o să fac, dacă vă zic ce o să fac mâine, o să vă zic că vă vând gogoși. Pentru că ele sunt acum la dispoziția administrației străzilor de sector. Nu sunt la primăria capitalei. Știm lucrul acesta, da? Bine, măcar primarele bulevarde. Deci primarele bulevarde... M-am uitat iar pe planul de mobilitate. Vă zic că ei, și pe confort datelor lor, problema nu e așa mare dacă scoți mașini din oraș. Da? Din centru. Am înțeles. Miza mea. Dar acolo, de ce zic că acum bazele administrative, legale, ale orașului, cu competențe așa cum sunt împărțite între primăria generală și primăria de sector, sunt absurde. Da? Și de aceea ziceam că e foarte, foarte important să discutăm despre al model legal și administrativ al orașului. Pentru că poate și primarul general să vină cu o soluție și pentru zona de cartier. Deci permiteți sau nu parcarea pe trotuar, parcarea mașinilor pe trotuar? Eu, unul, am auto și mă învârt dacă e nevoie și o jumătate de oră până în loc să parchez pe trotuar. Dar pentru București nu trebuie. Trebuie să le dai oamenilor alternative. Nu poți să-i amendezi pur și simplu. Trebuie să le dai alternative. Trebuie să găsim soluții pentru a face parcări nu foarte departe, nu în buza blocului. Da? Nu trebuie să fim. Dar nici foarte departe, adică nu mai departe de 5 minute de mers pe jos pentru astfel de parcări. Aici eu pot să vă dau așa mai degrabă o viziune, dar lucrurile trebuie să fie foarte bine bugetate și cântărite. Da, vine Ciucu și vă zice sau vine nu știu ce cândea și vă zice că o să facă și aia, și aia, și aia. Dacă e vorba de a prioritiza, o să ai o problemă bugetară. Trebuie să căutăm acele soluții pentru ca oamenii să aibă o alternativă de să nu mai parcheze pe trotuar. Care va fi acea soluție? Parcări etajate, parcări subterane, identificarea de spații adiacente pentru parcări? Nu pot să vă zic. Bine, dar avem parcări la parcarea de la universitate și încă 4 parcări în zonă și sunt goale și mașinile tot pe trotuar sunt parcate dacă facem o plimbare în jurul redacției. Și ceva. Acum o să vă zic ceea ce cred. Tu dacă vrei ca să mergi, omule, cu mașina ca și mine, tu nu poți să-ți pui acest confort, se externalizează în disconfortul altcuiva. Mamele cu copii nu pot merge pe trotuar cu căruțul și să iasă pe carosabil, îi pui viața în pericol. Bunicii nu se pot duce la școală cu copiii de mână pentru că tu pui mașina pe trotuar și pui iarăși viața în pericol că te iasă în stradă. Faptul că vii cu mașina până în centru și consumi carburant și poluezi, mi-afectează mie plămânii. Adică confortul unei singure persoane are externalități în disconfortul și totul are un preț pe care îl plătesc alții. Da? Deci oamenii trebuie să înțeleagă acest lucru. Și eu îi voi încerca să-i fac să nu mai vină cu mașina în oraș, în primul rând. Ok. Ajungem la un alt capitol. Ce veți face pentru clădirile de patrimoniu? Cum le veți proteja? Pentru că sunt foarte multe clădiri lăsate în paragină mai un pic și cad în capul trecătorilor. Și cum veți reduce haosul urbanistic din capitală? Pentru că viitorul primar al capitalei are în sarcină nou plan urbanistic general. Bun.
în primul rând, patrimoniul este deosebit de important, pentru că de el se leagă atât viața culturală, identitatea istorică, cât și viața economică a orașului, pentru că trebuie să fie valorificat. Ce aș face eu aici ar fi să deschid o discuție cu oameni care se pricep efectiv la patrimoniu, o discuție realistă cu Ministerul Culturii și cu Nicu Șordan, pentru că ține și el foarte mult la patrimoniu, să decidem pe bune. Dom'le, care construcție mai e de patrimoniu și care nu mai e? Pentru că sunt unele, și mă doare surță să spun chestia asta, care nu mai pot fi salvate. Da? Am fost atât de lăsători și de neglijenți cu ele, au ajuns într-un stadiu de degradare, încât nu poți veni decât cu o soluție arhitecturală combinată, dar el integral este imposibil de a mai fi restaurat. Sunt altele care nu știu dacă neapărat, fără să fiu specialist, dar fără să merg aici o competență, dar trebuie să discutăm pe bune. Aia e de patrimoniu sau nu? Și le-aș prioritiza. Da? Asta este esența. A prioritiza. Bine, dar ele sunt proprietate privată. Cum îl obligi tu pe proprietarul ăla să-și repare clădirea? Pentru că ori nu are bani, primăria nu-l ajută cu nimic, Ministerul Culturii nu-l ajută cu nimic, instituțiile nu-și exercită de dreptul de preemțiune. Cine zice că nu-l ajută? Eu vorbesc în situația actuală. Așa de patrimoniu. În primul rând trebuie să-l ajut pe om să găsească o soluție de a exploata economic acea proprietate. Cele mai multe sunt în centru. Cele mai multe pot avea și valoare economică și pot fi introduse în circuitul comercial și turistic. Da? Și atunci, dacă îl ajut să gândească, să găsească o soluție economică, în acest fel și redai clădirea orașului, nu numai unui om. Ne bucurăm cu toții de patrimoniul nostru cultural și istoric. Și el va fi interesat pentru că va câștiga bani. Asta este soluția. Da? Și pe de altă parte, eu vă garantez urbanistic? Că peste 80, nu vă pot garanta că nu o să mai trăim pe vremea aia, dar e posibil ca peste 80 de ani și blocul Ceaușescu de aici, de pe Unii, să devină de patrimoniu. Da. Referitor la haosul urbanistic, primăria aprobă toate, primarul general semnează și autorizațiile de construire și planurile urbanistice zonale pe expunerea de motive. Cum veți, ce faceți cu haosul acesta? Să nu se mai perpetueze, mă refer, adică care ar fi strategia acum dumneavoastră? Acum sunt dezbateri, niște planuri de urbanism. Așa. În primul rând mă uit să văd la ce s-a făcut și la ce e bun. Și mergem și implementăm proiectele care sunt acolo și care sunt bune și care sunt pe viziunea mea. Eu cred că viziunea mea este... Diferența între mine și alți candidați este că ei poate vin cu programe, da? Vin cu planuri alții. Eu vin cu o viziune, cu o viziune integrată, nu cu măsuri disparate. Da? Nu știu dacă nu știu să vă conving, dar am încercat să vă prezint o viziune aici. Și atunci ne uităm ce merge pe viziunea pe care vă propun în acele puzuri și vom prioritiza acele proiecte care sunt deja cumva prevăzute în planul de acțiuni care însoțesc puzurile. Ok, ajungem la ultimele două întrebări. Ok, bine că nu prea. Așa. Prima dintre ele este, dreapta vine cu mai mulți candidați la aceste alegeri. Cel puțin 4 până acum s-au anunțat, au apărut în sondaje. Păi, sunteți dumneavoastră, Nicu Șordan. Nu știu foarte clar la dreapta, domnul Băsescu. Domnul Băsescu nu va candida, iar domnul Orban poate să-l pune la dreapta din partea mea. Eu vă garantez un lucru, apropo de domnul Orban. Cum veți câștiga alegerile? De fapt, cum credeți că veți câștiga? Eu știu mai mult despre liberal și despre bătrâni decât știe domnul Orban. Și le citesc mult mai mult memoria decât mulți peneliști. Da. Și pot intra oricând o discuție despre istoria PNL-ului care îi fac față foarte, foarte ușor. Cum voi câștiga? Mă prezint oamenilor, vin cu viziunea mea și le cer să mă voteze. Vorbim în procente. 31, avem alegeri într-un singur tur. În primul rând trebuie să pornim de la această realitate. În primul rând plec la realitatea că nu mai este un Sorin Oprescu cotat într-un turn de fildeș care să refuze dezbaterea. Toți candidații stânga, dreapta, unde vezi dumneavoastră, vor trebui să treacă prin dezbatere. De-abia aștept. De-abia aștept dezbaterea cu fiecare dintre ei la orice poziție ne vor ei. Da? Și oamenii vor vedea diferența dintre o viziune integrată pe care o propun eu, cine sunt eu, cum mă prezint în fața lor și le cer să aibă încredere în mine pentru că eu nu fur, îmi repugnă ideea de a fura. Identitatea mea este construită ca un ONG de atâția ani pe
integritate și corectitudine, mă refer la identitatea mea, de eul meu, da? Și voi convinge, da? Pot să dezbat orice cu oricare dintre ei, oricând, la orice, în orice mediu vor ei, da? Așa voi face. Deci vă bazați pe dezbatere. Da, pentru că și atunci Arsenie Oprescu, acum 4 ani, s-a izolat. Puterea oamenilor de a discerne. Da, da, și le cer să aibă încredere în mine, asta e... Okay. Ce părere aveți despre Nicușor Dan și despre ceilalți contracandidați ai dumneavoastră? Despre Nicușor, și despre programele lor, ce au prezentat. Dan am o părere foarte bună. Da? L-am susținut acum 4 ani. Lui Nicușor Dan îi spun să gândească mai departe de primărie. Da? Avem și alte proiecte. Primărie este primul pas pe care îl vom câștiga. Da? Dacă vrea să fie la dreapta și se poziționează și la dreapta, că eu mă duc pe zona de centru-dreapta. Deci am părere bună despre Nicușor Dan, îi respect ce a făcut până acum. Și despre programul dânsului, tot l-a prezentat ieri. Da, l-am văzut. Nu-l atac pe Nicușor Dan, mă opresc aici, nu mai zic nimic altceva în afară de Nicușor Dan, de fapt că am o părere foarte bună despre mai el. Mai departe. Și că îi mulțumesc pentru ceea ce a făcut până acum în București. Cred că pot eu însă să fac mai mult și cred că eu pot câștiga alegerile. Despre... Domnul Orban. Domnul Orban, n-am ce părere să am. Dânsu are o istorie în administrație, nu știu dacă a livrat ce a promis, a fost ministru. Și ceva, eu am un mic dinte împotriva tuturor acelora care au fost miniștri ai transporturilor în România. Inclusiv toți și cei care au fost președinți. Dar nu pentru că au fost președinți, ci pentru că au fost miniștri ai transporturilor. N-au făcut suficient. N-avem centura Bucureștiului. Dom'le, tu ai fost ministru transporturilor. Nu mă refer la Orban, oricare. Nu mi-ai făcut centura în București 26 de ani și vrei ca să vii acum în fața bucureștenilor ca să le fii primar? Da? Despre asta vorbim. N-au livrat când au fost acolo. Trebuie să livreze. Despre domnul Băsescu și doamna Firea? Pe domnul Băsescu îl pun la categoria ministrul transporturilor. Da? Așa și... Așa. Îi mulțumim pentru tramvaiul 41. Da? Așa. Doamna Firea, nu știu ce să zic doamna Firea. Dânsa are buletin de București? Nu știu. Pentru că știu că locuiește în Voluntari. În Voluntari, dar... Unde va locui? În București sau în Voluntari? Doamna Firea poate să beneficieze de planul meu de zonă urbană funcțională, dacă vrea foarte bine. Să vedem. Dacă își face buletin de București, își mută... Diferența între mine și ceilalți candidați este că eu sunt singurul care stau la bloc. Mă întreabă lumea cum mă poziționez. Cine e Ciucu? Care e faza cu Ciucu? Da, ăla era cu autorități suspendate, ăsta cu spitale, mega spitale. Eu stau la bloc, eu mă bucur de oraș, eu trăiesc aici. Eu stau la etajul 8, mă duc să-mi plătesc o dată până la întreținerea și vorbesc cu oamenii de la bloc, da? Eu mă duc și joc basket în Moisil sau în Izvor, da? Cu oameni pe care nu-i cunosc. Eu mă bucur de orașul ăsta și vreau să am o miză personală, dacă vreți, da? Eu mă duc cu copilul duminica la teatru, la mețele sau în altă parte. Da? Eu ies cu prietenii seara la bere, o dată la o săptămână sau două, în centru vechi sau la noi în cartier, unde vrem noi. Da? Deci, eu am o relație pasională cu orașul. Da? Am o miză personală, îmi doresc foarte mult dincolo de orice, nu mă interesează banii, nu mă interesează prestigiu, îmi doresc să-l pun pe baze solide și să facem ceva cu el. Eu nu trăiesc în Voluntari, nu trăiesc în Cotroceni. Da? Eu trăiesc în cartier. Am fost președinte de Consiliul Național de Integritate. Am depus declarația mea de avere. Cum ar fi ca un primar peste 4 ani să stea tot în drumul taberei la etajul 8 într-un bloc de 10 etaje? Da? O să vadă foarte clar. Pot urmări oamenii dacă am furat sau nu.